Persoana pare că trăiește permanent cu frici și supărări, mereu atentă la lume ce face, se clatină pe închipuitele-i cărări. Crede că poate face și schimba cursul propriei sale vieți, însă nu poate a vedea ale viului vieții frumuseți. Pierdută în vise și speranțe, cu așteptări, dorințe și dezamăgiri, se zbate muribund în propriile-i nesiguranțe, tânjind după nemuritoarele iubiri. E serioasă, se agită și se zbate, se crede stăpână pe fapte, deși viața pare mereu că vrea să-i arate că nu face altceva decât un biet târâș pe coate. Nu poate vedea că-i doar o himeră, ținând cu dinții de povestea-i efemeră. O suge aiurea până vomită, prefăcându-se fericită. Așa se vede de aici, dragii mei, mirobolanta făptură, chinuită de-a gândurilor, fantezistă încărcătură. Nu că ar fi rău, atât se poate. Nu contrazic pe nimeni, voi toți aveți dreptate.